sacerdot al Cultului Domnești. Preacuvioasă Părinte Beniamin, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Sareță, preacuvioase Maică Sfinți Auditoriu. Descărecând precum odinioară cu epodicele de mult din Maramureșul Neau și Ținutul Olteniei de sub munte, preacuviosul Părinte Arhimandrit, Dr. Beniamin Micle, rămâne farul de lumină, de credință și de cultură, care va marca pentru mult timp de acum înainte istoria Bisericii Tulcene, dar și a Bisericii Ortodoxe Române. Călugări cu o mare trăire duhovnicească și cărturari de o deosebită profunzime harismatică, Părintele Beniamin a răspuns în totul chemării Mântuitorului Hristos de avisarea Pământului și lumina lumii, dedicându-se trup și suflet slujirii lui Dumnezeu în rugăciune și slujirii aproapelui prin fapte bune, în așa fel încât a devenit un duhovnic apreciat și căutat, nu doar de credincioși și în apropiere,